Și de 10 ani de zile la toate evenimentele acestei comune am participat cu preparate ce se întâmplă la târguri. Anul acesta ne-am înscris la fel, nu doar eu, și toți ceilalți comerciali, în jur de 50 care am participat ani de zile, și toată lumea a fost refuzată pe motivul că ruga a fost dată unui singur comerciant, nu o să-i dau numele, că nu e ok. În principiu nu avem voie la rugă pentru că este dată unui comerciant, care el aduce sucuri, el aduce apă, el aduce bere, el aduce mâncare, el aduce tot și servește toată ruga. Cum vi se pare acest lucru? Mi se pare mi se pare ceva ieșit din comun, dar mi s-ar putea părea și normal dacă primăria ar veni frumos și ne-ar arăta pe ce criterii s-o dat. Adică, ok, dacă comerciantul respectiv a plătit primăriei 10.000 de euro, 50.000 de euro, 40.000 de euro pentru exclusivitatea lui și noi nu puteam să facem asta, înțeleg. Bucătarul Tudor Gabriel susține că cererea lui și a altor comercianți de a vinde preparate culinare la ruga comunei Dumbrăvița a fost respinsă. Tudor Gabriel tună și fulgeră mai mult pentru faptul că niciun reprezentant al primăriei Dumbrăvița nu a motivat aceste respingeri, spune bărbatul. Eu personal, dacă am văzut că cu mici nu pot, cu grătare nu pot, cu cârnați nu pot, cu ceaune nu pot, Am zis la bășcăle, domnule, vin cu pește în cazul ăsta. Nu a fost nimeni cu pește, vin cu pește. Că știu să fac și pește. Nici măcar cu pește n-am fost acceptat. Nu am fost acceptat. Să ne zică de ce nu ne acceptă pe mine și pe alții. Eu sunt un pic mai vocal. Alții s-au resemnat. Unii vor să vină și ei acum acasă să primească și ei un răspuns. Nu ne acceptă. Să ne spună public pe ce criterii s-a dat și care este motivația care stă în spatele acestei combinații. Primarul comunei Dumbrăvița, Horia Bugarin, era ocupat, ne-a transmis secretara lui. Am reușit însă să luăm legătura cu viceprimarul comunei Dumbrăvița, Sergiu Grui, care infirmă toate acuzațiile. Nu este vorba de niciun monopol, nu s-a pus monopol pe rugă sau pe ceva. Toți comercianții care, din informațiile ce le-am, toți comercianții care au depus cereri au fost acceptați. Acum sunt anumite reguli, sunt comercianți cu care am colaborat în trecut, care au avut un comportament exemplar, n-am avut probleme, sunt alții cu care au mai fost anumite discuții. Acum, în general, noi ce încercăm este să oferim dumbrăvițenilor calitate atât din punct de vedere cultural, cât și din punct de vedere, să zicem, gastronomic sau al organizării. Și, repet, nu este vorba despre niciun monopol. Toți comercianții, din ce știu, care au fost, de exemplu, la evenimentele din 1 iunie și au vândut, au fost din nou acceptați, la fel ca înainte. Deci nu se poate pune problema despre vreun monopol pe organizare sau pe ceva. Ruga comunei Dumbrăvița are loc pe 23 iunie.